Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte frumoasă și foarte interesantă, așa cum v-ați obișnuit, dragi prieteni, de fiecare dată. Astăzi vom vorbi despre Partidul AUR, despre programul de guvernare, pentru că invitatul meu de azi a venit și cu programul de guvernare al Partidului AUR și al candidatului pentru prezidențiale, George Simion. Alături de mine se află candidatul AUR Dolj pentru Senatul României, Marian Vasile. Bine ai venit, Marian, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bine te-am găsit. Bine ai revenit aici live pe Facebook în sufragerie. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și vreau să spun încă din start că eu am făcut și am făcut lansat invitații și celor de la PSD, celor de la PNL. Ați văzut că am făcut emisiuni live pe Facebook aici în sufragerie, pentru că așa mi se pare normal și democratic. Sunt oameni care le-am adresat invitații și nu mi-au răspuns, asta e, nu ne-am intersectat cu timpul. Vreau să-i mulțumesc Marian Vasile pentru că, deși eu l-am criticat pe Marian Vasile la locale, a venit aici pentru că asta înseamnă democrație. De foarte mult timp îl apreciez pe Marian Vasile pentru că, deși poate nu sunt de acord cu toate acțiunile lui publice, îmi place că are curajul să spună lucrurile pe nume. Bine ai revenit, Marian, aici și mă bucur că ai acceptat invitația mea și mă bucur că ai venit și cu programul de guvernare, adică ai venit și pregătit. Bine te-am găsit. Suntem în campanie electorală. Exact. Ca să nu știi. Da. Suntem în campanie electorală, dar n-am văzut foarte mulți candidați să vorbească despre programe de guvernare. Mai mult se vorbește de George Simion, care e agent al rușilor, al nu știu cu ce s-a întâlnit. Eu nu am văzut candidați, cel puțin candidați pentru funcție parlamentară de Dolj, care să apară în public sau la emisiuni în ultimul timp. De oare de ce? Pentru că așa s-a obișnuit, pentru că atât PSD-ul cât și PNL-ul ne propun la aceste alegeri să votăm niște parlamentari, fie ei senatori, fie ei deputați, care poate au două sau trei sau mai multe mandate de parlamentar de Dolj. Oameni pe care nu i-am văzut prin Craiova, pe care nu i-am văzut printre noi, pe care nu i-am văzut domnul senator de Dolj, domnul Ciucă, nici măcar nu a catadixit să-și deschidă un cabinet parlamentar în Craiova, deși este senator de 24 ani. Știu că ai spus asta și public într-un și o să repet, live pe Facebook. Pentru că până la urmă cred că atât craiovenii cât toți doljenii, nu știu dacă au așteptări foarte mari de la parlamentari, cât își doresc să-i vadă, să discute cu ei, să-i certe, să-i laude. Și voi sunteți certați cei de la urmă, dar voi vorbiți cu cetățenii. Asta mi se pare foarte, foarte... Da, noi suntem certați doar de către televiziunile propagandiste ale PSD și PNL, ale acestui binom. Am înțeles că aveți blat cu PSD-ul, dar asta spun cei de la PNL care ies la guvernare cu PSD-ul. Acum vreau să te întreb, exact. Și întreb pe toți cei care exact. Nu vreți. E cumva aurul la guvernare cu PSD-ul? Sau că cum... Eu nu cred că este vreun telespectator, sau nu cred că este vreun român care să creadă această intoxicare a PNL-ului de binomul AUR-PSD, în contextul în care știm cu toții că astăzi PNL și PSD guvernează împreună. Astăzi sunt instituții conduse fie cu director plin de la PSD și director ajung de la PNL, fie cu director plin de la PNL și director ajung de la PSD, fie cu ministru de la PSD, secretar de stat de la PNL și invers. Nu cred că le suspectează nimeni pe noi că suntem la guvernare cu PSD-ul. Da, foarte, foarte interesant aceste atacuri. Am văzut că în ultima perioadă sunt foarte multe atacuri direcționate către candidatul vostru, către George Simion. Am văzut și aseară în cadrul unei dezbateri. Eu cred că s-a descurcat foarte bine acum ca jurnalist. S-ar putea să spui că sunt subiectiv, dar eu cred că s-a descurcat minunat, având în vedere că a avut 20 de acuzatori. Eu m-am uitat să știi foarte obiectiv ca jurnalist și senzația mea a fost următoarea. Nu știu dacă din ceilalți principali contracandidați al George Simion ar fi făcut față la fel de bine într-o situație asemănătoare. Deci asta a fost cu siguranță mea. Nu. George Simion a dat dovadă că este deschis, a dat dovadă că poate comunica, că își poate pune punctul de vedere. Cred că a înțeles toată lumea că nu este agent, că așa nu este nici cu rușii, nici... Așa susțin că e agent, că da. Deși George Simion a spus nu m-am întâlnit cu ofițeri ruși, dacă sunt imagini să apară. Nu, George Simion a spus chiar mai mult că nu s-a întâlnit cu ofițeri ai serviciilor secrete de la niciun stat străin. Asta e foarte importantă luanța asta, având în vedere
situația în care se află România acum și mai sunt discuții și despre alți candidați cu privire la niște ambasade, la niște plimbări pe la niște ambasade. Cu siguranță, dacă George Simion putea fi acuzat sau șantajat în vreun fel, apăreau dovezi până acum. Un alt lucru mi se pare foarte, apropo de ce se spune, blatul ăsta cu PSD-ul, că în turul 2 pentru domnul Macek, jocul domnului Simion ar fi mai ușor de învins pe sistemul 2000 Vadim Iliescu. Din punctul meu de vedere, cred că e mai greu de învins George Simion decât domnul Ciucă sau alt candidat. Cel mai greu de învins. Domnul Lasconi, domnul Joan, nu știu. Este cel mai greu de învins. Vedeți, dumneavoastră, cei de la PNL, că nu pot să le spun liberali, că nu au nimic în comun cu liberalismul sau nu mai au, văzând sondajele, că dânsii lucrează după sondaje, adică orice partid serios lucrează după sondaje, văzând sondajele și văzând că George Simion este în turul 2, încep să spună că de fapt îl bagă PSD-ul în turul 2. Nu, George Simion este candidatul cu cele mai mari șanse să intre în turul 2 cu Marcel Ciolacu și cu asta basta. Dar sunt șanse și să-l bată pe Marcel Ciolacu? Crezi că în turul 2 nu se vor mobiliza toate partidele împotriva AUR și a lui George Simion, cum s-a mobilizat în 2000, fiind prezentat ca soluție extremistă George Simion? Deși mie, sincer, nici AUR, nici George Simion nu mi se pare extremist. Am luat și un interviu. Adică, ok, omul e politician, dar un politician tânăr, 38 de ani. Cu siguranță nu este extremist. Dar dacă va câștiga, va fi cel mai tânăr președinte al României. Păi, eu cred că va câștiga... Tocmai pentru că toată lumea vorbește despre tineri la conducerea țării, la administrația publică locală. George Simion are 38 de ani. Vorbim despre tineri, dorim tineri, sunt convins că o să și votăm tineri. Uite, avem foarte multe mesaje, mulțumim celor care ne urmăresc. Mihai Bobleanță, succes domnule senator. Mulțumesc frumos, Elena, Mihai. Mult succes. Mulțumesc, Elena. Ionuț Emilian Leoveanu, bună seara. Bună seara, Ionuț Emilian Leoveanu, este mult succes. Adrian Niculescu, mulțumesc. Salutare. Salutare, Mihai, salutare. Dragu. Marian Vasile, un candidat de AUR la Senat. Salutări, domnule profesor, când am fost în liceul Enicoan de la Ambris ca director pe domnul Dragu și este un om deosebit, îl salut. Știu că este parte a partidului. Și nu doar ca și director, a performat și atunci când a fost viceprimarul al orașului nostru, când orașul era curat, întreținut, prin atribuțiile pe care le avea domnul Mihai Dragu. Nicoleta Nistor ne spune succes, Denis Frican, succes, Marian Vasile. Mersi frumos, Denis. Salutări tuturor, îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc într-un număr foarte mare. Salutăm pe Cristina Angelescu, pe Ofelia Popescu, Florin Coșocaru, Vivian Cristea, Anoar Ștefan, Nicoleta Nistor, Cosmin Corâțu, Mihai Bobleanță, Cheie, Elena, Adrian Niculescu, Ionuț Emilian Loganu. Știați de ce mă invitați, ca să aveți audiență mare. Popescu Adi, ca viitor senator de Dolj, la ce proiecte s-a gândit pentru Dolj și Craiova? Avem o întrebare. Mulțumim, Adi. Ca viitor senator, la ce proiecte s-a gândit pentru Dolj și Craiova? Având în vedere experiența pe care am acumulat-o în 12 ani de administrație locală și ținând audiențe în mod regulat, așa cum știți, știu exact ce trebuie schimbat în legislația națională, astfel încât să nu mai fie afectată viața de zi cu zi a craiovenilor. Și dacă vorbim, putem să vorbim de la legislația în construcții, unde știți foarte bine că se construiește haotic, se construiește haotic pentru că legea 50 nu este actualizată, primăria trebuie să acorde anumite autorizații de construire, cetățenii sunt nemulțumiți de acele autorizații. Credeți-mă că tot ceea ce se întâmplă rău în viața noastră, indiferent de domeniul de activitate, fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de IT, fie că vorbim, este cauzată de lipsa legilor sau de lipsa actualizării anumitor legi la nivel național. Și asta are impact la nivel local. O spui și în calitate de consilier local, pentru că tu ești exact. O voce în Consiliul Local al Craiovei. Exact. De multe ori nu am putut să rezolvăm problemele cetățenilor pentru că nu era de competența autorității locale. De asta vă spun că este important ca oamenii cu experiență în administrația locală să meargă în Parlament, știind exact unde trebuie modificate legile, astfel încât să, până la urmă, să creștem calitatea vieții în orașul nostru și în județul nostru. Da, tu vii din mediul privat, Marian. Nu mai din mediul privat. Se discută și despre profesiile candidaților. Tu ești, vii din zona privată, da? În zona privată am fost mereu. Am avut câteva luni din viața mea, am fost într-un consiliu de administrație al unei societăți de stat, în rest numai în privat. Contează experiența din zona privată, te-a ajutat în administrația publică, în zona politică, în zona de administrație? M-a ajutat.
Siguranță m-a ajutat. Te-a ajutat lucrul ăsta pentru că ai putut să vezi și din perspectiva antreprenorilor cum văd lucrurile. Pentru că asta este o altă problemă în România, care se discută foarte mult. Vedeți, asta este unul din motivele pentru care am candidat la primăria Craiovei. Pentru că, deși există voci care spun că s-au făcut multe lucruri bune în orașul nostru, din punct de vedere economic, orașul nostru este la pământ. Nu mai vorbim despre județ, dacă vorbim de PIB per capita, suntem pe ultimul loc. Din punct de vedere economic, orașul și județul nostru nu funcționează așa cum trebuie. Bun, acum cei de la PSD, dacă vor să dea dreptul la replică, poate să scrie, poate sigur să vină într-o emisiune. Nu e sigur că da, oricând. Oricând, oricând. Este foarte, foarte deschisă. Trebuie să menționez că i-am chemat și pe susținătorii domnului Joană. Dar cred că se vede cu ochiul liber lipsa locurilor de muncă bine plătite din orașul și din județul nostru. Deci nu vorbim de lipsa locurilor de muncă, pentru că există cereri de acest gen, dar joburi ca manipulant, paznic și nici de cum locuri de muncă bine plătite. Locuri de muncă bine plătite, din păcate, lipsesc cu desăvârșire în județul nostru. Da, tu ești o voce de foarte mulți ani, dar eu te știu și ai mai venit în emisiunile mele în sufragie sau la televiziune, când făceam, te știu ca o voce de foarte mulți ani, dar pe zona liberală. Ce te-a făcut să alegi AUR? De ce ai ales Partidul AUR, Marian? Pentru că, după cum știți, și nu o spun eu, se poate verifica, există tehnologie, există Google, există arhive. Am fost un luptător, am fost anti-PSD, nu de ieri de azi, ci de decenii întregi. În momentul în care decidenții, conducătorii Partidului Național Liberal au decis să devină brelocul Partidului Social Democrat, am avut multe discuții interne pe o lungă perioadă de timp, am fost dezamăgit și eram chiar pe punctul de a părăsi scena politică, până când am văzut în AUR și în George Simion un luptător cu adevărat și un opozant al administrației PSD. Atunci am decis că am unde să lupt cu PSD-ul și am decis să intru în AUR, unde am fost foarte bine primit, unde am descoperit colegi de mare calitate, atât pe plan local cât și la nivel național. Și cred cu tărie că este singura alternativă la acest binom PNL-PSD în România. Acum și cei de la PNL, dacă vor să aibă dreptul replică, știți că eu le pun la dispoziție lucrul ăsta, poate să... Sigur, dar eu vă spun că la PNL sunt parlamentari care nu cred că își doresc dreptul la replică, pentru că sunt unii de trei mandate care nu au vorbit decât atunci când au depus jurământul în Parlament. Este important pentru un om politic, Marian, ca să fie vocal, să fie un om care să ia cuvântul? Obligatoriu. Obligatoriu. Spuneți-mi dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți implicat în viața politică din Dolj. Sunt implicat în viața. Spuneți-mi repede trei voci puternice ale Doljului în Parlamentul României în ultimii 10 ani. Ar fi câteva voci. Vă rog, vreau să... vă rog, repede. Vreau să facem acum... Vă rog, n-am nicio problemă de la PSD, PNL, de unde vreți dumneavoastră. Nu cred că trebuie nu să sunt. Intrăm în detalii. Nu sunt, mai mult decât atât. Aceste personaje ne cer încă un mandat la aceste alegeri. Și de la PSD și de la PNL. Personaje care stau în Parlamentul României de foarte multe care mandate. Care scorul care l-ați avut la locale? AUR. Pe Craiova? Uh-huh. Aproape 16%. 16% de fapt consiliul local. 16%? Câți consilieri locali? Mai mulți decât PSD și mai mulți decât PNL și mai mulți decât USR. Da. 5 consilieri locali. Uh-huh. Adică am reușit să punem practic AUR-ul pe scena politică din Craiova. AUR-ul fiind un partid care a participat pentru prima dată la alegerile locale din Craiova. Da, și candidatul Marian Vasile, care te-am văzut Marian prezent și la Postul Național, la Realitatea TV, la România. Adică a contat și candidatul, da. Și echipa pe care am prezentat-o la Consiliul Local și munca. Și pe Dolj, AUR? AUR stă bine, având în vedere că la legile europarlamentare am scos un scor de 15%, care este practic votul politic al AUR-ului, în contextul în care, din păcate, fiind lucrurile pe repede înainte, nu am reușit să avem candidat în toate cele 111 localități și în aproximativ 70 din acestea. Acum însă ne-am consolidat și cu siguranță, așa cum am reușit pe Craiova să devenim a doua forță politică, vom reuși la aceste alegeri parlamentare și prezidențiale să devenim a doua forță politică din întreg județul Dolj. O salutăm pe Lace Botarii, pe Denis Rican, pe Dumitrescu, pe Salvador, pe Vivian Cristea. Cu privire la, acum este o întrebare destul de roșie, cum a zice Denis Rifai cu mine acum,
comentariile fostului deputat de AUR, Ringo Dămureanu, pe care l-am și intervievat acum mulți ani din partea AUR, sunt adevărate sau e supărat că n-a mai prins un loc pe lista de parlament? Puteți să-l întrebați pe dumneavoastră. Deci nu aveți... Da. Având în vedere că... Păi am văzut că dânsul face niște acuzații, care nu știu dacă sunt adevărate, că nu am stat să le verific. Nu vreți să, nu vreți să răspundeți, la, nu vreți să-i dați o replică, cum să spun. Da, nu am la ce să dau replică. Un Tibi Dascălu. Bună seara, felicitări pentru emisiune și pentru invitat. Marian, un adevărat profesionist. Mult succes. Cosmin Corcu. George tine. Simion va fi președinte. Marian Vasile va reprezenta cu cinste județul nostru în Parlament. Mult succes echipei AUR. Artur Andrisoiu, jurnalist. Un politician vechi, dar totuși o noutate. De ce nu am votat PSD, domnule Marian Vasile? Ce aveți voi în plus? De ce nu am votat PSD? Ce aveți voi în plus, zice Artur Andrisoiu? Am întrebat pe mine? Da, da. Zice un politician vechi, dar totuși o noutate. De ce nu am votat PSD, domnule Marian Vasile? Ce aveți voi în plus? Da, e întrebare pentru partid și pentru... Da. Mă gândesc că Artur ne întrebă pe plan local, nu? Pe plan local, pe plan național? Bă, e o întrebare vastă. Zice, ce nu am votat PSD? Pentru că am văzut cum este cu PSD, pentru că știm pe parlamentarii PSD, oferta electorală de la PSD Dolj este compusă din aceiași parlamentari care ba sunt deputați, ba sunt senatori și sunt de 3 mandate, nu sunt prezenți alături de noi, ba mai mult decât atât, cap de listă este domnul Căciu la PSD Dolj, da? Cel care știți că împreună cu domnul Ciucă, cap de listă la PNL Senat, i-au atribuit casa domnului Iohannis. Și s-au nimerit ca amândoi să fie candidați la pentru funcția de parlamentar de Dolj, adică să ne reprezinte pe noi doljeni. Cred că sunt foarte multe argumente pentru care trebuie să votați AUR, domnul Andrițoi. Anuar Ștefan, Anvar Ștefan, suntem alături de Marian Vasile, Ionuț Emilian Leoveanu, George Simon. Anuar, peste un proaspăt consilier județean din partea AUR, un tânăr de mare perspectivă, cu la fel animat de foarte bune intenții, ca de altfel toți colegii din AUR Dolj și AUR Național. Daniel Dan Gâfu, cu muncă și convingere se poate. Cu siguranță. Denis Ruican, succes Marian. Mulțumesc frumos. Foarte multe mesaje de susținere. Dan Băun, mult succes. Da, se vede că aveți o echipă foarte închegată aici la AUR Craiova, la AUR Dolj. Și, să știți, și pot să spun că este același lucru, se întâmplă și la nivel național. Avem o echipă închegată, o să vedeți foarte mulți parlamentari noi, noi pentru Parlamentul României, din partea AUR, oameni care au demonstrat, fiecare în județul lui sau în orașul din care provine, că au făcut lucruri pentru comunitate. AUR face lucruri pentru comunitate. Care sunt principalele lucruri din acest program de guvernare pe care ne-ați adus azi aici, AUR? Acest program de guvernare, să știți că este singurul program, Planul Simion se numește, este singurul program coerent de guvernare. Este structurat în 15 capitole și v-am adus această carte ca să o citiți. Da, vă mulțumesc. Cu mare drag. De asemenea, pot transmite și telespectatorilor dumneavoastră măsura în care doresc să citească acest plan Simion, această carte. Îi așteptăm la sediul AUR din Craiova, strada Lipsca numărul 1-3. De strada Lipsca numărul 1. Numărul 1-3, sigur că da, pentru a le mâna personal, sau ne pot scrie în comentarii o adresă și colegii mei cu siguranță vor ajunge și le vor mâna acest plan. O să vedeți că acest plan Simion structurat în 15 capitole este plin de soluții concrete, coerente și aplicabile. Nu am văzut la celelalte partide, am văzut o carte pe la domnul Ciucă, dar nu are nicio legătură cu planul de guvernare, cum de altfel nu văd în spațiu public o ofertă concretă, atât a PSD cât și a PNL, cu privire la guvernarea țării sau salvarea României, pentru că planul Simion este un plan adevărat de salvare a României și de reconstrucție, ci văd doar că George Simion este agent african, bulgar, rus și astfel alte prostii. Nu știu cine. E interzis, întrebarea asta, e interzis în Republica Moldova și în Ucraina. De ce? Cred că ai explicat destul de clar și aseară la Antena 3. Marșul pe care l-a făcut de la Alba Iulia la Chișinău a enervat... Bine, George Simion este un unionist de ani de zile. Bravo. Și eu Bravo. Am spus public, Bravo. Eu mă declar public, asta e, poate nu e, în vremurile astea nu e prea bine, știți, că e cu, să te declar unionist. Adică eu cred că Republica Moldova este România și România este, adică, na, până la urmă, și știu că George Simion de ani de zile făcea lucrul ăsta. Exact.
Adică nu e de ieri de azi, de-aia a fost interzis în Republica Moldova, pentru că... Pentru că a făcut acel marș de la Alba Iulia pe jos până la Chișinău, știți foarte bine. Și asta e cam antirusească, nu e cu ruși. Asta nu e chestie. Nu este cu rușii, domnul Cătăin. Nu este cu rușii, nu e nimeni cu rușii. Nici noi nu suntem extremiști, mă cunoașteți foarte bine, da. Nu sunt rusofil. Ca Trump o fi cu rușii, că a câștigat președinția, știți, apropo de da. lucrul ăsta. Știți că se tot, apropo de discuția de astea de la Antena 3. Îmi place ce văd pe burtiere la Antena 3, chiar așa. Acum. Ciucă două puncte, într-o confruntare cu Ciolacu, Simion poate câștiga. Păi, cred că... Asta am spus și un pic mai devreme, că eu cred că domnul Simion e mai periculos pentru domnul Ciolacu decât ar fi domnul Ciucă. Ciucă, două puncte. Simion poate câștiga. Da. Văd că și domnul Ciucă... Da. Adică nu se va repeta scenariul din 2000. Da. Da. Domnul Ciucă recunoaște acest lucru. De altfel recunosc toți că domnul George Simion intră în turul 2. Apropo de ce spunea aseară domnul George Simion la Antena 3 CNN, la o dezbatere moderată de Mihai Gâdea, a spus foarte clar că Comisia SRI, a răspuns la Comisia SRI un președintele Comisiei care e un politic. Nu contează partidul, că nu e despre asta vorba. Dar păi, dumneavoastră ați înțeles. Dumneavoastră ați înțeles. Dumneavoastră ați înțeles. Nu este vorba de instituția SRI. Bineînțeles, un SRI e o instituție serioasă. Un senator sau deputat ce este dânsul, membru PNL, aflat în campanie electorală, a venit și a spus că dacă există niște dovezi. Da. Nu am atenție, asta nu înseamnă că SRI-ul a spus exact. Asta. A spus un membru al unei comisii. În primul rând un om politic. Și membru, în campanie electorală. Și membru PNL. Da, și în campanie electorală. Până exact. După cum ați văzut, domnul președinte George Simion a cerut dovezi, cere dovezi, nu se oferă niciun fel de dovadă. Dar sincer, după alegerea lui Donald Trump, apropo de zona asta conservatoare, polul conservator, vă dă mai multă speranță faptul că se pot schimba multe lucruri și în România? Că sincer, cu siguranță, dar... Chestiunea aia politică, corect, de pandemii, de vaccinuri, de războaie, sincer și eu sunt și știți că am fost și în stradă atunci când a fost nevoie, pentru că eu m-am săturat de chestiile astea. Sper să nu mai avem de-a face cu astfel de scenarii sumbre și macabre. Domnule Cătălin, ați deschis un subiect foarte bun. Țin să vă aduc aminte, în caz că ați uitat sau poate nu știați, că în Parlamentul European, Partidul Aur este afiliat grupului conservator. Da. Și ca să o încheiem cu extremismul, cu rusofilii și cu... În Parlamentul European, Partidul Aur este afiliat la grupul conservatorilor. Exact. Da, vedeam apropo de declarații și Diana Șoșoacă, care spunea anumite lucruri pe care, apropo de lucrul ăsta, n-am fost de acord faptul că nu a, Curtea Constituțională a decis să nu candideze Diana Șoșoacă și sunt de acord că fiecare om ar trebui să candideze. Mi-a plăcut atitudinea lui George Simion, care i-a luat apărarea, a fost printre primii care a luat apărarea Diana Șoșoacă. Tocmai pentru că este un om corect. Tot felul de lucruri care mi se par cam, nu știu, ciudate, cel puțin ciudate, fără să super doamna Șoșoacă, pentru că și pe eu apreciez pentru ce a făcut în pandemie. De asemenea, pe domnul Tereș îl apreciez pentru ce a făcut în pandemie, cum apreciez și pe George Simion și Partidul Aur, care au fost alături de oameni atunci cu vaccinare și certificatul verde. Eu nu uit lucrul ăsta și vă sfătuiesc și pe voi, dragi prieteni, să nu uitați pe cei care ne-au constrâns în pandemie și cum ne-au catalogat foarte mulți atunci pe noi ăștia care eram, mă rog, nevaccinați, da? Și cu politică corect, cu să nu avem voie să spunem nu știu ce, cenzura și toate lucrurile astea. Să nu-i uităm pe cei care ne-au făcut toate lucrurile astea, dar revenind, o să-mi puțin pe doamna Șoșoacă, care a spus multe lucruri, domnul Tereș, iarăși face niște acuzații, domnul Tereș nefondate. Europarlamentar AUR, nu? A candidat pe Alianța AUR. Da. Da, nu membru AUR. Da. Da. Și mi se pare că a fost cap de listă și acum... A fost cap de listă și acum... Ce se întâmplă cu oamenii ăștia care, este evident, degeaba aici domnul Tereș, cu tot respectul, nu cred că are șanse reale. Apropo de sistem, cine îi pune pe acești oameni care se numesc candidați iepurași? Nu știu, asta vreau să-mi spuneți dumneavoastră, asta vreau să vă spun și eu. Nu cred că domnul Tereș s-a trezit așa că nu e bine în Parlamentul European, nu e mulțumit de salariul pe care îl are și vrea să cheltuie niște bani și timp ca să candideze la președinția României știind că nu are șanse. Da, corect? E interesant. E foarte interesant. Dar apropo de planul cu casele, credeți că este fezabil acest plan? Este super fezabil. Până la urmă,
Hai să ne aducem aminte când doamna Olguța Vasilescu a anunțat case la cartierul chinezesc cu 400 de euro pe metru pătrat, acum 12 ani de zile, și 4.000 de crăveni au crezut și s-au înscris. De ce nu ai crede acum că statul român poate să facă astfel de locuințe, poate nu chiar la 35.000 de euro, poate la 38.000 de euro, în orice caz la cost de producție, în contextul în care statul român pune la dispoziție terenul, pune la dispoziție utilitățile și tot ceea ce înseamnă cheltuieli de autorizare ale construcției. Acest practic poate fi un plan Marshall de refacerea României. Pot lucra foarte mulți, foarte mulți antreprenori români. Este, așa o... este super fezabil. Bogoașe electorale. Nu, este super fezabil și cred că toată lumea, telespectatorii dumneavoastră care și-au construit o casă sau au construit ceva, având în vedere că terenul este pus de statul român, utilitățile sunt puse de statul român, se pot obține costuri de producție foarte mici. Dar asta ar revigora practic economia țării. Vă dați seama, vorbim de materiale de construcții, vorbim de firme de construcții mai mari, mai mici, vorbim de firme de instalații, vorbim de oameni care, nu știu, cară 5 mașini cu pietri sau 10 sau 20. Pentru că, până la urmă, dacă vă uitați și în orașul nostru, singura industrie care a ținut orașul nostru în ultimii 12 ani de zile au fost construcțiile. Din păcate, doar construcțiile au ținut economia orașului. Orice construcție în care s-a investit, nu știu, o sumă de bani mai mare sau mai mică, au fost bani care au intrat în circuitul economic. Pentru că fiecare firmă, fiecare muncitor care a lucrat la o construcție a adus bani acasă, bani cu care s-a dus la magazin, patronul de la magazin a mers cu taxiul, copilul taximetristului s-a dus la film și s-au cheltuit acest bani în oraș. Singura industrie pe care a ținut orașul Craiova în ultimii 12 ani de zile a fost industria construcțiilor. De asta vă spun că acest plan cu case, nu e doar o poveste, la nivel național, sigur că se poate. Sigur că se poate. Ba mai mult decât atât, știți că domnul George Simion a reușit să demonstreze cât a costat construcția unei case de 50 de metri pătrați și a fost sub 35.000 de euro. A fost și la inundațiile de acelea de la Pechea, dacă mă înșel, da, cu domnul Becali, iarăși om care îl susține pe Gigi Becali, dar a făcut și niște declarații așa mai puțin controversate cu domnul, mai mult sau mai puțin controversate cu domnul Hrebenciucu. Ce părere aveți de, iarăși întreb, blatul ăsta cu Hrebenciucu, cu PSD-ul, cu... Sincer, și pe mine mă face să zâmbesc lucrul ăsta, dar e o întrebare care se tot pune. Asta e aproape la fel de hazlie ca aia cu agentul. Din punctul meu de vedere, acum nu exact. Știu... Exact. Noi trebuie să discutăm despre Sunteți lucrurile... Sunteți cu PSD-ul, nu? Da, noi. Așa. Noi trebuie să discutăm despre lucrurile serioase. Trebuie să discutăm despre faptul că noi, cei de la Partidul Aur, oferim românilor un candidat în persoana lui domnului George Simion tânăr, un candidat cu studii. E cel mai tânăr candidat. Un candidat cu studii, cu un liceu bun, foarte bun în capitală, cu o medie de foarte mare bacalaureat la timp și cu 9.50, cred că la Lazar, cu o facultate, cu un masterat. Da. A lucrat în A fost antreprenor, a fost activist, a făcut mereu ceva pentru semenii lui. Credeți-mă că dacă plana o suspiciune de corupție sau dacă domnul George Simion putea fi șantajat într-un fel, era până acum. Cristina Anghelescu, succes Marian Vasile, succes tuturor candidaților AUR Doj la alegerile parlamentare. Votăm AUR pentru schimbare și pentru George Simion președinte pentru România. Și Popescu Adine spune așa, mulțumim. Pentru cei ce nu-l cunosc bine, să ne spună succint câteva cuvinte despre pregătirea profesională, cariera sau alte lucruri interesante despre el, ca să știm și noi ce senator ne reprezintă. Ia auziți, domnul Vasile, cetățenii vor să știe ce senator vor avea aici la Doj. Ce hobby-uri aveți, poate, sau ce pregătirea profesională, în primul rând. Deci sunt privat, da? Absolvent al liceului Carol, mă rog. Eu când am intrat la liceu se numea Bălcescu și când eram în clasa 12-a s-a schimbat denumirea în Carol. Colegiul Carol l-am absolvit atât eu, cât și fratele meu, cât și mama mea și bunicul meu. Pentru că sunt la a treia generație în orașul Craiova. Am absolvit facultatea de automatică și calculatoare, specialitatea calculatoare engleză. Am absolvit și facultatea de matematică informatică. Am și un master la ISE în managementul organizațiilor publice. Sunteți un om calculat, cum se spune. Sunt pasionat. Apropo de lucrul ăsta, sunt pasionat. Ce părere aveți despre sondaje? Că știți că aici se vorbește de procente, de unele arată că domnul Simion intră într-un doi, altele arată pe domnul Ciucă că intră într-un doi, altele arată, nu știu, pe domnul Joană, pe doamna Rascu. Haideți să ne amintim momentul 2020 când
toate sondajele dădeau aur în marja aia de eroare de 3% și a intrat în Parlament cu aproape 10%. Da, așa e. Votul contează și nu sondajele. Este evident pentru mine din atitudinea PNL-ului că George Simion este în toate sondajele făcute de dânsii pe locul 2. De asta a început o campanie, nu o campanie de promovare a acțiunilor, a unui plan de guvernare, ci au efectiv o campanie de focusată pe George Simion, agresivă, extrem de agresivă. Credeți că se va schimba odată acum și alegerea, cum spuneam, alegerea în America a domnului Donald Trump? Iată, un alt candidat care a fost acuzat că este omul lui Putin, omul rușilor, putinist, se vor schimba chestiunile astea cu politică corect, lucruri pe care, din punctul meu de vedere, când sunt niște prostii, niște aberații și am spus-o de foarte multe ori public și pe care, din câte mi-aduc eu aminte, și George Simion și Aur, dar și alții, și pe alte partidulețe sau partide mai mari, le-au contestat la un moment dat. Chestia cu politica corect, politică corect, cu genurile, cu cum practic îi vedem pe unii candidați cu șanse mai mari sau mai mici, doamna Lasconi, domnul Joană, care par din zona aia progresistă, nu conservatoare. Cum credeți că vor decide românii la vot? Eu pot să fiu subiectiv. Eu vă spun că merg zi de zi, atât în Craiova, cât și în județ, discut cu oamenii la fel, cum face și domnul președinte George Simion, pentru că este singurul candidat harnic, este singurul candidat prezent. Chestia aia, domnul Vazi, nu avem voie să spunem, nu știu ce, toți știm că nu e așa, dar nu avem voie să spunem public. Mie mi s-a părut cea mai mare prostie asta, care e așa peste tot pe lume și pe planetă, la momentul respectiv, și în România am văzut asta, chestia asta cu cenzura, cu pe la televiziune au avut amenzi, mi se pare o prostie asta, din punctul meu de vedere. Să nu poți să spui ce gândești, indiferent despre ce subiect vorbim. Uite, apropo de critici, de asta stăm mai devreme, putem să criticăm anumiți candidați, anumiți oameni, ei vin și vorbesc public lucrul ăsta, adică mie mi se pare că e timpul ca oamenii să spună lucrurile pe nume, și în România și peste tot în lume. Cu siguranță așa va fi. La aceste alegeri, românii vor face ce ar trebui să facă de 30 ceva de ani în România. Adică vor alege altceva. Când l-ați cunoscut, să știți că, dacă nu mă George Simion, cred, și ceva impresionant. Da, cred că George Simion este singurul candidat la funcția de președinte a României care nu a fost membru PCR. Mai pot să spun ceva? A mai scris o carte, George Simion a scris o carte înainte de campanie. Știu că a avut și o lansare. Cum i-a cunoscut pe Iohannis, pe Iliescu, pe Băsescu, ceva de genul. A fost controversat la vremea respectivă, tot în campanie electorală era. O chestie cu de a scris despre președinți. Și e istoric, dacă nu mă înșel. Are studii și în are studii în crimele comunismului. Masterat. Și e un frecvent critic al domnului Ion Iliescu. Exact. S-a fost ridicat cu jandarmii. Adică comunist chiar nu poți să-l cataloghezi. Sau extremist. Că și asta cu extremismul, faptul că ți exprimi opinie, da, uneori că și dânsul are consul. Uneori poate mai greșești. De exemplu, mi-a plăcut că și-a cerut scuze într-un podcast că a folosit un termen cu agresiunea aia la doamna Șoșoacă, când se certau în Parlament acolo cu live-urile pe Facebook. Mi-a plăcut genul ăsta de sinceritate, de onestitate. Chiar și asupra, apropo, evaziunea fiscală, care, mă rog, să mai întâmplă. Unii poate mai la nivel mai mic au mai făcut, dar nu spun public. Ei, domnul Simion a spus. M-ați întrebat mai devreme cu semnăturile, ce m-a impresionat când l-am Valeriu cunoscut. Domnul Valeriu Nicolae pe podcast, pe YouTube, adică dacă îl întreb ceva, George Simion îmi spune ce crede. Nu, stai să mă gândesc cum dă bine. Hai, domnule, spune ce ai făcut. Ai greșit, ai făcut aia, ai făcut asta. Sinceritatea este unul din lucrurile care m-a impresionat. M-ați întrebat mai devreme m-a impresionat cum l-ați cunoscut atunci prima când dată. L-am cunoscut. Apropo de cartea scrisă, a scris George Simion o carte, cum i-am cunoscut pe Biliescu, Băsescu și nu mai știu, Iohannis, cred. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră, domnule Vasile, pe George Simion și când? Anul trecut l-am cunoscut și asta m-a și impresionat. Sinceritatea. Cu asta v-a convins? Sinceritatea, determinarea pe care o are acest dar om. Știți că politicienii au și capacitatea și puterea de muncă. Nu v-ați gândit la asta. Credeți-mă. Asta politician. Credeți-mă că între timp am reușit să-l cunosc foarte bine. Este un om sincer,
Este un om determinat și are o putere de muncă fantastică. O putere de muncă fantastică, cred că este cel mai harnic dintre toți politicienii din România. Merge peste tot, vorbește cu oamenii la firul ierbii, le știe perfect problemele, credeți-mă, cunoaște perfect problemele românilor de la firul ierbii. Știe exact ce trebuie să facă din a doua zi când ajunge președintele României. Are o putere de muncă fantastică. Fantastică și această putere de muncă o imprimă și echipei AUR la nivel național. Este un lider strict, un conducător ferm. Este ferm. Puternic, este ferm, dar nu este dictator. Nici de cum. Este un lider ferm. E un lider ferm și merge până la capăt. Nu dă înapoi, nu? Niciodată. Programul de guvernare. Dar dacă AUR va ajunge la guvernare, va ajunge președinte George Simion, cu cine va face alianță AUR? Pentru că 50% plus 1 sunteți un politician vechi, domnul Vasile, nu cred că va lua niciun partid. Știți cum este? Fotbalul este pe goluri și politica pe voturi. Acest lucru putem discuta după data de, cel puțin data de 1 decembrie. Excludeți o alianță cu PSD, PNL, cu UDMR, cu partidele de... În momentul de față, da. Adică noi le cerem românilor să voteze AUR. Noi le cerem românilor să voteze AUR tocmai pentru a nu face guvernare cu aceste partide care au fost și care sunt. Să nu uităm că PNL cu PSD conduc țara de 3 ani de zile, indiferent de mascarada pe care o fac la televizor, susținând că nu sunt la guvernare sau că au o competiție electorală. Când, repet, astăzi, chiar în această secundă, sunt PSD și PNL-iști care conduc împreună instituții, care conduc împreună ministere, care au fel de fel de sinecuri, împreună. Ei sunt împreună și sunt de 3 ani de zile împreună. De 3 ani de zile, da, este și s-a făcut și acea rotativă. Exact. Cunoaștem cu toții planul PSD și PNL de a conduce România următorii 10 ani de zile, 5 ani să aibă unii președinte și ceilalți guvern, ceilalți 5 ani să aibă alții guvernul și ceilalți președintele. Dar credeți că planurile pentru următorii 10 ani făcute împreună de PSD și PNL nu au treabă cu problemele românilor, ci cu dorința lor de a rămâne la putere, de a avea fel de fel de sinecuri. Alexandru Mănescu, Marian Vasile va reprezenta cu cinste județul nostru. Uite că mulțumesc, s-a tot discutat. Gicu Almăjean, succes. Se tot discută. Voi ziceți de PSD și PNL, dar întrebarea este, AUR ce a făcut pentru români, chiar și în opoziție? Păi, ce ați făcut voi cei de la AUR ca să zicem, să meritați să ajungeți la guvernare? Întrebarea asta, când o pui celor din opoziție, știți foarte bine că răspunsul nu este cel așteptat. O să vă uitați și o să vedeți câte proiecte de act de legislativ au fost depuse de AUR. Din păcate nu au putut să treacă în Parlament, pentru că așa se întâmplă. Așa se întâmplă și în Consiliul Local, așa se întâmplă și în Consiliul Județean. În momentul în care ești în opoziție, nu-ți poți trece proiectele pe care tu le consideri benefice pentru creșterea calității vieții în comunitatea respectivă. Pentru asta trebuie să ajungem la guvernare, tocmai pentru a pune în aplicare acest plan ambițios de reconstrucție a României. Da, este singurul plan coerent de guvernare a țării. În timp ce alții se ceartă pe sinecuri, noi am pregătit acest plan ambițios, dar aplicabil, cu soluții concrete și clare și singura șansă de a renaște România. Ofelia Popescu ne spune asta. Se încearcă prin toate mijloacele, de fapt o întrebare, Ofelia Popescu, colegă juristă și jurnalistă. Ofelia Popescu, se încearcă prin toate mijloacele să nu intre în turul 2 George Simion? E întrebare. Sunt convins că se încearcă. Sunt convins că am văzut. Totuși, una din întrebări este așa. Dacă Simion ajunge președinte României, faptul că are interdicție să intre în Republica Moldova și în Ucraina, care sunt state vecine ale României, ce va face George Simion dacă are interdicția de a intra în acest... Va conduce România cu demnitate. Hai, salutăm pe toți cei care ne urmăresc. Dan Păuna ne spune mult succes. Mulțumim foarte mult pentru mesajele voastre, dragi prieteni. Mulțumim frumos. Suțu, Cosmin, succes.
Am înțeles în mare programul AUR. Și mă aștept să-l studiați în profunzime. Să mă uit, da, promit că o să mă uit. Nu vă costă decât timp. Da, e foarte interesant faptul că, trebuie să spun lucrul ăsta, vine un candidat la Parlamentul României cu un plan de guvernare. Cu un plan de guvernare. Am spus-o de când ați venit. N-am văzut prea mulți candidați care să vină să spună concret lucrurile astea. În general spun unii de alții. Clasa politică este cum este de ani de zile. Credeți că e nevoie de o schimbare acum? Cu siguranță. Și asta vor decide românii. Eu pot să fiu subiectiv. Sunteți membru AUR și candidat la Senat. Sigur. Care credeți că va fi scorul Partidului AUR în Dolj și în Greva? Pe Dolj, de fapt. Cu siguranță vom deveni a doua forță politică în Dolj, așa cum am devenit și în Greva. Sunt clasa PNL-ul? Cu siguranță. Partidul Național Liberal? Cu siguranță. Foarte, foarte interesant, sunteți foarte ferm, foarte, foarte hotărât. O salutăm și pe Betty Tereza, și pe Alexandru Mănescu, Paul Gorocilă, Andrei Iulian Nae, Elena Olteanu. Trebuie să spun lucrul ăsta, am apucat să spun și la început de emisiune. Am făcut la un moment dat, am discutat și cu cei din echipa lui Mircea Joană. N-am putut nicio la un moment dat, nici ei n-au insistat prea mult. După aia mi-am trimis un mesaj, nu mi-au răspuns săptămâna trecută. Marian Vasile mi-a răspuns la mesaj și a venit aici la emisiune, cei de la AUR, apropo. Și Marian Vasile va răspunde și atunci când va ajunge în Parlamentul României. Vă aștept, să pentru știți. Că vreau să fiu un parlamentar activ în Craiova și în județul Dolj. Să știți că eu am spus live și rămâne emisiunea. Vă aștept și dacă veți, prin votul român, veți ajunge senator. Vă aștept aici live pe Facebook în sufragerie. Adică voi fi un senator de Dolj, nu un senator de București. Și cred că toți cei care mă cunosc sunt convinși că spun adevărul. Așa, deci am vorbit cu cei de la Nencio, n-am insistat, nici ei n-au insistat. La USR, doamna Emilia Neagu, i-am trimis un mesaj, s-a uitat pe mesaj, i-am spus despre ce vorba, am zis să vină aici să vorbească doamna Elena Lasconi, n-a binevoit să-mi răspundă. Azi membrii USR am vorbit, a rămas tot așa, eu nu insist. Lui Marian Vasile, repet, și am spus-o și la începutul emisiunii, eu l-apreciez foarte mult. Pentru că eu l-am criticat în campania de la locale. Și nu doar odată. Și nu doar odată, da? Și el este aici. Și eu, pe oamenii care vin la interviu, la emisiuni și spun ceea ce gândesc, chiar la oamenii care îi critică, vedem și aseară ce s-a întâmplat. George Simeon s-a dus, apropo de Platu, că îi cunosc și pe cei de la antrenatrii CNN, și am foarte mulți prieteni acolo, Mihai Gâdea și toți cei de acolo, scuzați-mă, n-a fost nici un dat. Și îmi spuneau unii azi, chiar de la PNL, scriau și râdeam, am și vorbit cu niște prieteni din zona de la PNL. Dom'le, cum că ai intrat? George Simeon este parlamentar, este deputat. Da? Adică să se poate înțeleagă... Să intre în acea dezbatere se ține în Palatul Parlamentului, în care orice deputat poate să intre. Nu la sediul Antena 3. Exact. Oricum, cu câțiva ani la Digi nu l-a lăsat la poartă și tot a filmat. Lasă-mă, domne, ce nu mă lasă intru la televizor. Deci am mai făcut chestii de genul ăsta, George Simeon. Pe mine m-a amuzat când i-am auzit pe unii că e blat. Pe nu e deloc blat, pentru că din ce am văzut, întrebările n-au fost deloc comode. Și acum, sincer, în timp ce unii nu se descurcă nici la interviurile aranjate sau servite, atenție, este o supoziție, este o părere. Nu am dovezi că e așa, da. Mă uit și eu ca jurnalist, deci, ca cetățean. Deci, unii nu se descurcă nici la alea servite, dar mai să fi fost în locul George Simeon al candidat. Deci dacă nu ați văzut emisiunea de aseară de la Antena 3, vă rog, uitați-vă, merită. O găsiți pe live, pe Antena 3 SR, o găsiți. Uite și acum se dă, chiar acum la Antena 3 se dau secvențe din, putem să spunem, confruntarea lui George Simeon cu toți ceilalți susținători ai candidatului. Cu toți. Eu aștept să fie și o confruntare a candidaților. Am înțeles că pe 18 noiembrie va fi la Universitatea din Cluj, Babeș-Bolyai, făcută de televiziunea de acesta Digi24. Nu știu dacă va merge George Simeon sau dacă a fost invitat. Eu sunt convins că afirmația domnului Ciucă este adevărată, și anume că într-o confruntare directă George Simeon îl învinge pe Ciolacu. Asta de ce să fi zis domnul Ciucă? Să-i convingă pe cei de la PSD să susțină pe el să intre într-un lucru? Nu înțeleg, am văzut și eu declarația o dată. Și politicienii spun aici lucruri mai trăznite, să știți, nu doar copiii. Dacă era emisiunea lui Virginia, este în continuare și pe YouTube, dacă mă încerc, și la TVR, copiii spun lucruri trăznite. Dar politicienii, să știți că de multe ori au impresia că spun mai multe lucruri trăznite decât copiii. Sunt unii politicieni care nu sunt decât niște copii cu vârstă înaintată.
Da, apropo de extremism, revin și spun. Da, vă rog. Un om pe care am mai spus de trei ori, pe l-am criticat, a venit aici la emisiune. Asta înseamnă că domnul Marian Vasile, reprezentant AUR, înțelege foarte clar ce înseamnă democrația, ce înseamnă un pamflet. Alții poate că nu înțeleg sau ei se supără și de a le critici partidul sau partidele și nu-ți mai vin sau nu-ți mai răspund. Dar mai să vină la emisiune la ala care i-a criticat la locale. Eu apreciez foarte mult lucrul ăsta și, repet, deși n-am rezonat de foarte multe ori și nu rezonez cu tot ceea ce spuneți dumneavoastră în plan local, dar cu 90% sunteți de acord. Vă apreciez pentru că... Nu cred că am făcut o poziție neargumentată vreodată. Vă apreciez pentru că aveți curajul să vă puneți punctul de vedere. Lucrul, repet, care cred că în România și peste tot în lume a lipsit foarte mult, până chiar pot să spun lucrul ăsta, o să zic că spun lucrul mare, până la alegerea domnului Donald Trump, domnului președinte Trump. E foarte important acest lucru, să simți că poți să spui ceea ce gândești și să nu te gândești, domne, să nu superi pe nu știu cine, pe nu știu care, pe de la guvern, de la partid, bă, stați puțin, suntem liberi sau nu. Da, și uite, Craiovenii au validat prin vot acest lucru. Deci votul craiovenilor m-a onorat și m-a obligat să merg mai departe. Faptul că am obținut locul 2 în opțiunea craiovenilor pentru funcția de primar al orașului m-a onorat și m-a obligat să merg în continuare, să lupt în continuare, să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru creșterea calității vieții în orașul nostru. Care sunt, profesor, pe final, trei calități ale lui George Simion și de ce credeți că el este cel mai bun, cel mai potrivit pentru a fi președinte al României? Tânăr, cinstit, cu putere de muncă și educat. Da, am ajuns deja la finalul acestui interviu live pe Facebook. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook în sufragerie. Mai aștept pe domnul Marian Vasile. Cu mare drag. Aici live pe Facebook în sufragerie. Vă urez succes în alegeri, așa cum le urez mulțumesc succes tuturor. Și sunt două lucruri la care țin foarte mult în fiecare interviu live pe Facebook și dumneavoastră știți, pentru că mi-ați mai fost invitat de-a lungul timpului. Am uitat. Și știți lucrurile, două lucruri la care țin foarte mult. Unu, să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine live pe Facebook și alături de prietenii noștri care ne urmăresc. Și doi, care mesajul dumneavoastră, Marian Vasile, candidat la Parlamentul României, la Senatul României din partea AUR Dolj și susținătorul lui George Simion. Vă rog. M-am simțit minunat ca de obicei la dumneavoastră. Și care este mesajul? Mesajul dumneavoastră pentru toți cei care ne urmăresc. Rog toți craiovenii și dolgenii să se uite cu foarte mare atenție la candidații pentru... Candidații care își doresc să reprezinte județul nostru în Parlament. Atât. Să se uite cu foarte mare atenție, să se uite la toate partidele, să vadă dacă acești candidați sunt deja în Parlament, dacă au unul sau două sau trei sau cinci mandate, ce au făcut în aceste două, trei, patru, cinci mandate de parlamentari de Dolj pentru județul și orașul nostru. E corect? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, vă mai aștept cu drag, vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, aici, live, pe Facebook, în sufragerie. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre și publice și private, n-am reușit poate să le citim pe toate. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine, alături de noi. Eu vă spun că indiferent de opțiunea pe care o aveți la vot, este foarte important să mergeți să votați, pentru că exact. Votul fiecăruia dintre voi contează. Nu vă luați după ce spun unii, că am văzut și prin sondaje, că ne pune președintele nu știu cine, că Putin, da, că America, că Rusia. Lăsați lucrurile astea, mergeți la vot, indiferent de opțiunea politică. Este foarte important pentru că asta dă și legitimitate viitoarei clase politice din Parlamentul României, pe care ne vom alege. Și este foarte important pentru țara noastră. Astăzi, mai mult ca oricând, cred că este un moment în care România este la o răscruce. Ăsta e și sentimentul meu și sunt convins că votul fiecăruia dintre noi contează, fiecare dintre voi contează. Așadar, indiferent de opțiunea politică, mergeți și exercitați-vă dreptul la vot. Să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată. Bine, toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul. O seară frumoasă tuturor!